Comuna Stănița? Da. Săruna, doamnă, vă sun de la Neamț. Mulțumesc. Eu sunt de la o firmă de telepatie mobilă și vrem să montăm... Telefon. O telegondolă pentru mărirea semnalului în zonă, la dumneavoastră în curte. Da, domnule, vă rog foarte mult. Eu am telefonul ăsta, am antena asta Dulciu. Cum? Dulciu. N-am înțeles. Antena Dulciu am. Ce antenă? Antena Dulciu. A, Dulce. Da. Bun. Și aveți să-ți dau și eu un telefon. Un telefon vreau și eu. Un telefon. Aveți și eu să am și eu un telefon. Telefon mobil, da? Da. Puteți să-mi puneți telefon? Da. Mobil? Vezi mobil? Da. Păi n-aveți telefon fix? Păi eu am, dar e la tata și eu nu pot să vorbesc cu unul și altul. Ai la tata Matali? Da. Matali câți ani ai? Eu? 67. Tata Matali câți ani are? El are 83. Antena mea e deoparte, al lui tata e deoparte. Matali ești de-a cui? De-a lui Borcea, nu? Ești nepoată. Nepoata? Da. Dar nu e bine. Asta e bunicul meu. Și bunicul Matali trăiește? Borcea e bunicul meu. Și trăiește? Da, da. Câți ani are? Are 83. Și tata? Tata tot la fel. Nu, tata Matali ce vârstă are? Tata meu tot la fel, tot în același an e născut cu bunicul meu ăsta. Cu cine, cu? Mai, mă înțelegi sau nu mă înțelegi? Tata Matali e născut în același an cu bunicul Matali. Da, păi dar eu sunt îngrijitoare, vrei. Cum? Sunt împrezentorori. N-am înțeles. Împrezentorori, menajeră ei, ba, așa, bun, mi-ai zis mă tare, mă. O auzut de afară. Cine? Dacă veniți în pace, da? Să-mi puneți telefon. Ca să știu cât trebuie să plătesc. Cât câștigi? Câte pensii ai? Nu contează, vrei pensia mea. Eu plătesc și o singurică. Păi da, mă, tare ai bani de plătit telefon mobil? Da, bre. Când mă costă? 200 de euro pe lună. 900 de euro pe lună? 200. 200 de euro pe lună? Păi da, mama, dar îți dau Blackberry. Păi da, da, da. Vrei Blackberry, deci ala nou, cel mai nou, mișto. Da, singur, las că îți plătesc eu. Sau iPhone e ok? Da, eu v-am spus că vă plăcesc. Dar de unde ai Matali ăsta? Stai, mamă, din Gauleu, bătrâni ăștia. A, Matali, ești la niște bătrâni. Că-s bătrâni ăștia, să ceartă unul cu altul. Da, ai să-mi dai mâine 200 de euro? 200 de euro cât costă, băi, eu nu știu, euro ăsta, eu chiar nu știu. Vreo 8 milioane și ceva. Cât? 8 milioane și ceva. Gauleu, dar nu mai ceapă nimic, nu mai ceapă nimic. Ci, ai chat cu, poți să vorbești cu babilii din sat, nu știu, să chatuiești, intri pe chat. Ai Facebook, ai opțiuni de Facebook. N-am. De ce să vorbesc prostii? N-am. Matale, cu cine ai votat, bre? Eu? Da. Eu pe Boc. Pe cine? Pe Boc. Da, e bine cu Boc așa, adică, Matale, ce părere ai? Mi-e face impresia că e un om mai bun. Dar pe Băsescu nu l-ai votat? Ai, da, pe el, dar cum? Pe Joana l-ai votat? Nu. No. Nu? Niciodată. Niciodată în viață. De nici n-am știut cum l-o cheamă, măcar bine, asta a fost. Da, cu Băsescu-i bine? Da, cu Băsescu, da. Băsescu-i președintele nostru, măi. Dacă ai venit în coace să tragi telefon, dar eu nu știu dacă am bani acum. Poți să vin mâine la 1, că e diferență de fus orar. Da, să dau un ratis acum. Dau un ratis bani? Da. Dar ai, Matali, să dai atâta bani? Îți fac rată de, nu știu... Mă iepte, mamă, că eu am, dacă am 3 milioane jumătate, eu de un drag să mai dau bani. Și poți să plătești atunci 8 milioane în 3 luni? Da, 3 luni, da. Și, Matali, cu ce mănânci, cu ce te îmbraci, cu ce... Mă descurca eu. Îți bătrâni ăștia să mă înțeleg nică. A, Matali, ai grijă de bătrânii ăștia, da? Îți bătrâni ăștia și nu mă înțeleg nimică. Dar, Matali, ce cauți la bătrânii ăștia, tot n-am înțeles. Dar îi îngrijesc. Acă, Matali, ești mai tânără. Da, ești menajeră. Și câți ani au bătrânii? 1,83, 1,79. Îți vorbesc și Neacostică acum. Ia dă-mi l-o leacă la telefon, bine, Neacostică. Ia bine-o face, Neacostică, hai, dă-mi bine-o face, hai, din nou o leacă în coace, hai. Să trăiți? Să trăiești, Neatalmi. Neacostică? Da. Da, doamna cu care a vorbit cine-i? Femeie de aici din sat. Are grijă de Matali? Da. A, e mai tânăr o leacă? Are acum 20 de ani mai tânăr. Montăm o telegondolă la dumneavoastră în curte pentru telepatia mobilă. Aha. Aveți animale în curte? Da. Câini, mâță, găi, păsări. Punem telegondola asta pentru semnal, ca să mărim semnalul. Dar unde s-o puneți, domnule? Unde? În curte la Matali. În curte? Bun, bine, puneți-o. Stâlp sau și... E telesferică. E ca un telesferic, știți cum... Problema e că pe o rază de 10 metri nu trebuie să fie animale. Antenă GPS asta și afectează la, cât de asta îi spune GPS, găini, porci și scroafi sau grâu, porumb și sfeclă. Aha.
Deci ele afectează antenele astea o leacă. Afectează. Da, eu am păsări. Păi tocmai că se duc păsările, n-am cum să le închid. Câinii, măci, peișe. Mai rău și mai rău e pentru pisică. A, pisică nu-i bai de asta, dar păsările, interes. Pisicile sunt mai afectate și dacă cumva vedeți că pisica sunt bolnăvești, îi dați ceai de coada șoricelului. Că ea mănâncă șoricei și asta, ceaiul de coada șoricelului o ajută. Da, coada șoricelului, ia și cât lumea peișe la măță, cu afectează antena, trebuie să dai ceai de coada șoricelului. Ai înțeles? Da, am înțeles. Coada șoricelului trebuie să dai la măță dacă o afectează, nu? Da. Da. Dar păsările nu au nevoie? Păsările, dar trebuie să facem o îngrădire acolo, că v-am spus, e antenă GPS, adică afectează găinile, porcii și scroafele. De asta e zice GPS, antenă GPS. Nu, mai că este bine rău. Și rază 10 metri? Da. Da, nu sunt de acord, dacă afectează pe aici, nu... Nu vreți, nu? Mă tem, nu se poate, nu. Da, mă auzi, bădi? Da. A fost o farsă. A, am glumit. Bine, domn. Să rămână, să trăiți. Sănătate, domn.